După o pauză de 6 ani în care a stat departe de lumina reflectoarelor, Pavel Stratan revine cu un nou album. Dacă pentru mulți ziua de marți 13 aduce ghinion, pentru el înseamnă lansarea celui de-al 4-lea volum din seria Amintiri din copilărie și în același timp cea de-a 3-a aniversare a fiului său, Cezar. La 41 de ani, Pavel Stratan se declară un om fericit. Are toate motivele din lume. Am 2 copii de aur, am un album nou, toți sunt fericiți. Pica sa Cleopatra a ajuns un fenomen. Cleopatra e clasa 3-a, învață foarte bine. A văzut că eu nu-i mai scot nimic, s-a apucat ea singură de compus. Pe lângă o voce bună moștenită de la tată, Cleopatra învață să cânte la pian de 2 ani. Eu i-am spus, dacă vrei să faci o performanță în viață, trebuie singur să-ți dorești foarte mult acest lucru, pentru că eu am vrut să învăț chitară, tata nu mi-a dat voie. Nici Cezar, mezinul familiei Stratan, nu stă departe de public. Micuțul a înregistrat 2 piese pentru noul album al tatălui său la numai 1 an și jumătate. Mai mult decât atât. Ori până la sfârșitul lunii, ori după anul nou. Dar Cezar are un proiect care eu nu pot să spun cu ce el se lansează, dar cu siguranță o să aibă un succes la nivel internațional. Proiectul nu e legat de muzică. Noul disc al lui Pavel Stratan conține 12 piese, din care 5 sunt cântate împreună cu Cleopatra, iar 2 cu Cezar. De marți, albumul va putea fi cumpărat de la toate chioșcurile de ziare împreună cu Gazeta Sporturilor.